Marcu, capitolul 5, de la versetul 21. Marcu 5, de la 21. Urmează să citim cel mai important text din întreaga Biblie. Să fiți pregătiți. Marcu 5, 21. După ce a trecut Iisus iarăși de cealaltă parte cu corabia, s-a adunat mult norod în jurul lui. El stătea lângă mare. Atunci a venit unul din fruntașii sinagogei numit Iair. Cum l-a văzut, fruntașul s-a aruncat la picioarele lui și i-a făcut următoarea rugăminte stăruitoare. Fetița mea trage să moară, rogu-te, vino de-ți pune mâinile peste ea, ca să se facă sănătoasă și să trăiască. Iisus a plecat împreună cu el. Și după el mergea mult norod și îl îmbunzea. Și era o femeie care de 12 ani avea o scurgere de sânge. Ea suferise mult de la mulți doctori, cheltuise tot ce avea și nu simțise nicio ușurare, ba încă era mai rău. Auzit vorbindu-se despre Iisus, a venit pe dinapoi prin mulțime și s-a atins de haina lui, căci zicea ea, dacă aș putea doar să mă ating de haina lui, mă voi tămădui. Și îndată a secat izvorul sângelui ei și a simțit în tot trupul ei că s-a tămăduit de boală. Iisus a cunoscut îndată că o putere ieșise din el și întorcându-se spre mulțime a zis, cine s-a atins de hainele mele? Ucenicii i-au zis, vezi că mulțimea te îmbolzește și mai zici, cine s-a atins de mine? El s-a uitat de jur împrejur să vadă pe cea care făcuse lucrul acesta. Femeia, înfricoșată și tremurând că știa ce se petrecuse în ea, a venit de s-a aruncat la picioarele lui și i-a spus tot adevărul. Dar Iisus i-a zis, fiică, credința ta te-a mântuit, du-te în pace și fii tămăduită de boala ta. Pe când vorbea Iisus încă, iată că vin niște oameni de la fruntașul sinagogii care îi spun, fiica ta a murit, pentru ce mai super pe învățătorul? Dar Iisus, fără să țină seama de cuvintele acestea, a zis fruntașului sinagogii, nu te teme, crede numai. Și n-a îngăduit nimănui să îl însoțească, afară de Petru, Iacov și Ioan, fratele lui Iacov. A ajuns la casa fruntașului sinagogii. Acolo Iisus a văzut o zarvă și pe unii care plângeau și se tânguiau mult. A intrat în lăuntru și le-a zis, pentru ce faceți atâta zarvă? Și pentru ce plângeți? Copila n-a murit, ci doarme. Ei își băteau joc de Iisus. Atunci, după ce i-a scos afară pe toți, a luat cu el pe tatăl copilei, pe mama ei și pe cei ce îl însoțiseră și a intrat acolo unde zăcea copila. A apucat-o de mână și i-a zis, Talita cumi, care tămăcit înseamnă fetițo, scoală-te, zic. Îndată, fetița s-a sculat și a început să umble, căci era de 12 ani. Ei au rămas încremeniți. Iisus le-a poruncit cu tărie să nu știe nimeni lucrul acesta și a zis să dea de mâncare fetiței. Amin. Amin. Doamne, te rugăm în următoarele câteva minute continuă să ne dai Tu de mâncare. Amin. Doamne, însetăm după cuvântul Tău. Suntem flămânzi după Tine, după puterea Ta, după harul Tău, după hrana spirituală pe care doar Tu o dai. Te rugăm, prin Duhul Sfânt, vorbește-ne, hrănește-ne, transformă-ne, vindecă-ne, ridică-ne, eliberează-ne. Spre slava numelui Tău, Tată, în numele Domnului Iisus îți cerem toate aceste lucruri. Amin. 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 Vă rog să ocupați locul. Bună seara, Iisus Hristos este Domnul. Amin. În următoarele câteva minute, aș vrea să învățăm de la Domnul și din cuvântul Domnului niște adevăruri fundamentale. Mesajul din această seară este un mesaj împotriva fricii. Mesajul din această seară este un mesaj împotriva îngrijorării. Când Iair s-a dus la Domnul Iisus Hristos, fetița lui era muribundă, era pe moarte. Și în timp ce Domnul Iisus, pentru că Iair i-a tras atenția și a spus, vino
puneți mâinile peste ea ca să se facă sănătoasă și să trăiască. Și Domnul Iisus a plecat spre casa lui Iair, în compania lui Iair, spre casa lui Iair, în timp ce o altă femeie este vindecată pentru că are credință și se atinge de hainele Domnului Iisus și pe loc este vindecată. Mă gândesc ce mare a trebuit să fie credința acelei femei. Doamne, mărește-ne tuturor credința. Amin. Și fă-ne o măcar ca acele femei care a avut și suferea de hemoragie. Spune, pe când vorbea Iisus încă, iată că vin niște oameni de la fruntașul sinagogii care îi spun, fiica ta a murit. Pentru ce mai super pe învățător? Ce nesimțire în cuvintele acestea? Fiica ta a murit. Pentru ce mai super pe învățător? Bădărănie. Lipsă de bun simț. Dar auziți, când oamenii sunt bădărani și lipsiți de tandrețe, Domnul Iisus este plin de tandrețe. Dar Iisus, fără să țină seamă de cuvintele acelea de moarte, cu miros de moarte, Iisus, fără să țină seamă de cuvintele acelea pline de bădărănie, de bolovănism în ele, Iisus, fără să țină seamă de cuvintele acelea, a zis fruntașului sinagogii, nu te teme, crede numai. Nu te teme, crede numai. Wow! Ce? Dacă există cuvinte în Scriptură, 5 cuvinte în Scriptură, cu o încărcătură spirituală vitală, plină de putere, sunt astea. Nu te teme, crede numai. Sunt cuvinte care înfrâng moartea. Sunt cuvinte care biruiesc moartea. Sunt cuvinte care anihilează moartea. Nu te teme, crede numai, numai. Sunt cuvinte care omoară moartea. Slăviți să fie Domnul. Amin. Putem învinge frica. Putem învinge îngrijorarea. Trăim, frați și surori, doamnelor și domnilor, într-o vreme mai instabilă ca toate celelalte de până acum. În vremea comunistă, eu am fost mare și în comunism, acum sunt bătrân în capitalism, mă refer creștean, m-am născut, am crescut și am fost păstor și în comunism și acum în capitalism, dar niciodată până acum n-am auzit și n-am trăit o vreme mai instabilă. În comunism totul era stabil. Aveai casă, aveai servici, obligatoriu. Te prindeau fără de servici, ca te luau cu ghingherii și te duceau, îți găseau servici. La canal, pe sub canal, pe undeva, îți găseau ăia servici. Sigur îți găseau servici. Vremea aceea a trecut, pentru că niciun sistem în lumea aceasta nu este veșnic, totul este trecător. La ora 6:20, când mă îmbrăcam și mă pregăteam să vin la biserică să aprind focul, m-am dus în dormitor, am pornit televizorul și erau știri despre Raiffeisen, despre nesiguranța acestei bănci austriece în România și în Europa. Și spune informații șocante despre Raiffeisen, că se clatină un pic, se clatină Raiffeisen, se clatină ITM, se clatină ITB, se clatină nu știu câte, toate băncile din lumea aceasta, din Europa, se clatină, toată Europa se clatină. Trăim vremuri foarte instabile. Și dacă vreți o definiție a vremiilor în care noi trăim astăzi, este instabilitatea. Trăim zile de instabilitate în lume. Nu numai în România, nu numai în Germania, ci și în America, în Australia, în toate aceste continente și în toate aceste țări. Însă, în această seară, noi ne întoarcem la Domnul Iisus. Amin. Pentru că se vă dau o veste bună. Deși sistemele și băncile și euro este foarte instabil, Iisus Hristos este același. Ieri, azi și în veci de veci. Ce înseamnă asta? Stabilitate. Amin. Stabilitate. Știți ce scrie aici?
6 litere. Stânca. Am putea scrie de la stânga la dreapta, El este stânca. Știți ce înseamnă stânca? Stabilitate. Și Iisus Hristos este stânca veacurilor. De aceea noi, ca oameni deștepți cum suntem, Doamne ajută-ne, am hotărât să ne zidim viața pe stâncă. Și stânca este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților, adică Domnul nostru Iisus Hristos, slăvit să fie în numele. Trăim într-o vreme în care oamenii sunt foarte îngrijorați din cauza stabilității, din cauza că s-ar putea să-și piardă economiile, s-ar putea să-și piardă casa, s-ar putea să-și piardă serviciul, s-ar putea să-și piardă familia, s-ar putea să-și piardă soțul, soția, s-ar putea să-și piardă banii, s-ar putea să-și piardă viața. Trăim vremuri de maximă instabilitate. Eu de când mă știu și am 55 de anișori, n-am realizat atâta instabilitate decât în aceste luni, în acești ani. Prin Harul lui Dumnezeu trăim într-o vreme de instabilitate, dar tot prin Harul lui Dumnezeu, Iisus Hristos este stabil. Și noi am hotărât să ne zidim viețile tocmai pe El, pentru că El este stânca veacurilor. Însă oamenii din jurul nostru și sistemele sunt realmente afectate de instabilitate. Și instabilitatea produce îngrijorare. Instabilitatea produce frică în final. Instabilitatea produce multă nesiguranță. Instabilitatea cu privire la ziua de mâine produce îngrijorare și în foarte multe cazuri produce frică. Frica produce depresie și depresia produce boală și în final duce la disperare și în final duce la moarte. Și Dumnezeu să ne ferească de așa ceva. Însă fiți atenți, în lumea aceasta plină de instabilitate, de îngrijorare, de frică, Iisus Hristos vine cu o soluție. Și soluția este credința. Soluția este credința. Fiate, atunci când te temi cu privire la soțul tău, la soția ta, la copiii tăi, la părinții tăi, la slujba ta, la casa ta, la serviciul tău, la afacerea ta, soluția nu este frica, nu este îngrijorarea și nici panica, nici de cum depresia, ci soluția este credința. Și și-a spus Domnul Iisus Hristos lui Iair, nu te teme, crede numai. Și ceea ce mă încântă și mă uimește la Domnul nostru Iisus Hristos, slăvit să-i fie numele, vin aia slujitori, niște robi, niște amărâți, vin care n-aveau nici multă minte în cap și nici educație și îi zic așa, fiica ta a murit, pentru ce mai superi pe învățător? Păi tocmai din cauza asta a venit învățătorul în lume, să fie supărat. Din cauza supărat în ghilimele, să fie supărat, să fie deranjat. Din cauza aceasta a venit Iisus Hristos în lume să ia asupra noastră bolile noastre, îngrijorările noastre și temerile noastre, slăvit să fie Domnul. Și mă uimește Domnul și tot mai mult îl plac pe Domnul Iisus. Știți că este o mare diferență între a iubi și a place, știi? Unii dintre noi iubim, dar nu prea placem pe cei de lângă noi. Însă, auziți ce spune Domnul Iisus și este uimitor. Dar Iisus, versetul 36, vă rog subliniați-l, dar Iisus fără să țină seamă de cuvintele alea pădărane, dure, mortoare, macabre, fără să țină seamă de cuvintele acestea, a zis fruntașului sinagogii cele 5 cuvinte celebre. Nu te teme, crede numai. Amin. Acum, fraților, eu nu știu în ce situație sunteți dumneavoastră. Însă, Iisus Hristos este același, ieri, așa și în veci de veci. Și mesajul pe care Domnul Iisus Hristos l-a avut pentru Iair, este mesajul pe care Domnul Iisus Hristos îl are și pentru tine. Amin. Și ni se spunea la momentul de rugăciune că n-a venit accidental aici niciunul dintre noi. Dumnezeu a știut ce este în inima ta și de aceea te-a trimis în această seară pe tine aici. De aceea mi-a dat mie mesajul acesta în această seară. Este un mesaj împotriva depresiei, împotriva îngrijorării și împotriva fricii. Însă cum putem birui frica, disperarea, îngrijorarea, panica, depresia, prin credință? Nu te teme, crede numai. Și acestea sunt cuvintele lui Iisus Hristos pentru fiecare dintre noi.
Slavă Domnului! Să știți, am descoperit cu privire la îngrijorare, statisticile spun cam așa. Atenție pentru toți îngrijorații, pentru toți panicații din această seară. Am descoperit statistic, nu ceea ce zice Biblia. Statisticile spun că majoritatea lucrurilor de care ne îngrijorăm nu se întâmplă niciodată în viața noastră, ci ele se rezolvă mai bine decât am anticipat noi. Știți cum este îngrijorarea? Îngrijorarea, asemenea credinței, este o forță foarte puternică. Credința este o forță mare. Dar să știți că și îngrijorarea, când ne focalizăm asupra ei, este o forță nu atât de mare ca și credința. Credința este o forță care zidește. Îngrijorarea este o forță care distruge, care demolează, ca și frica, precum depresia. Îngrijorarea sau frica sunt ca un magnet. Îngrijorarea și frica devin ca un magnet. Ele atrag lucrurile de care ne temem. Îngrijorarea și frica atrag lucrurile de care ne temem. Ele ne întunecă judecata și ne distorsionează toată perspectiva. Vă rog să țineți cont de aceste două lucruri pe care urmează să vi le spun. Una este să te îngrijorezi, cu totul altceva este să te îngrijești. Noi trebuie să ne îngrijim de noi și de familia noastră. Dar nu și de cei de lângă noi trebuie să ne îngrijim. Așa cum facem prin Fundația Estera. Trebuie să ne îngrijim de Casa Domnului. Trebuie să ne îngrijim de cei de lângă noi. Una este să te îngrijești, cu totul altceva este să te îngrijorezi. A te îngriji este poruncă. A te îngrijora este păcat. Amin. Noi vrem să ne supunem și Biblia spune că să ne îngrijim de soția mea, să mă îngrijesc de soțul meu, să mă îngrijesc de părinții mei, să mă îngrijesc de copiii mei, dar să nu cumva să mă îngrijorez că am curcat. Amin. N-am dreptul să mă îngrijoresc pentru că îngrijorarea este realmente uneori criză de ateism. Vă mai spun încă un adevăr foarte important pe care mi l-am notat. Dacă știm să ne îngrijorăm, să știți că la fel de bine știm și să medităm. Biblia spune, Dumnezeu spune să medităm asupra cuvântului Său. Amin. Iosua 1:8. Dumnezeu îi poruncește lui Iosua și spune cartea aceasta legii să nu se depărteze de gura ta. Meditează, cuget asupra ei zi și noapte, încercând, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei avea înțelepciune și succes. Parafrazat. Amin. Amin. Fiți atenți. Cum este îngrijorarea? Și ce este îngrijorarea? Să vă dau o definiție pe care eu am gândit-o cu privire la îngrijorare. A te îngrijora. Și ce înseamnă? A te îngrijora înseamnă a te concentra cu intensitate asupra unei frici. Asupra unui lucru. A te îngrijora înseamnă a te concentra cu multă intensitate asupra unui anumit lucru. Fii atent, asta este îngrijorarea. Mă tot gândesc la ceva negru. Mă tot gândesc la ceva urât. Mă tot gândesc că mie mi se poate întâmpla, familiei mele, mi se poate întâmpla lucrul acela. Și mă îngrijoresc până intru în depresie, până mă îmbolnăvesc, până mă prostesc, până mă prăbușesc. Îngrijorare înseamnă mă gândesc la ceva negativ. Fiți atenți ce este meditație. Dacă știi să te îngrijorezi, știi și să meditezi. Ce înseamnă meditație? Meditație este foarte asemănătoare cu îngrijorarea. Îngrijorarea se concentrează asupra unui lucru negativ. Meditația se concentrează asupra unui lucru pozitiv. Mă concentrez asupra lui Dumnezeu și asupra promisiunilor Lui. Numai câți dintre noi să știți să vă îngrijorați? Chiar dacă n-ați ridicat mâna, tot știți să vă îngrijorați. Știți că asta este în instinctul firii noastre. Ne-am născut instinctual, ne-am născut cu capacitatea asta noi de a ne îngrijora, de a ne înspăimânta, de a ne panica. Dar fii atent, dacă știți să te îngrijorezi, înseamnă că știi și să meditezi. Meditație înseamnă să mă concentrez într-un mod foarte serios, să mă focalizez asupra unui lucru sfânt.
pozitiv asupra unei persoane, asupra unei promisiuni, dar cu toată intensitatea. Asta înseamnă meditație. Și aproape asemănător este și îngrijorare. Mă concentrez asupra unui lucru negativ și spun, ăsta s-ar putea să mi se întâmple mie, dacă mi se întâmplă mie, și mă tot gândesc numai la el, numai la el, numai la el, până când sunt multe șanse să ți se întâmple. Auziți, trei lucruri în finalul acestui mesaj, trei pași care ne ajută să învingem îngrijorarea. Numărul 1. Înlocuiește-o. Înlocuiește îngrijorarea. Amin. Acum, fii atent. Ești îngrijorat, ești îngrijorat că n-ai servici, că-ți pierzi serviciul, că-ți pierzi soțul, că-ți pierzi soția, că mă pierzi pe mine, că pierzi pe el, că pleacă ea, că se duce el. Eu știu ce. Ești îngrijorat. Ești îngrijorată. Că nu te măriți, că nu te însori, știi? Eu, îngrijorările pot să fie, alții sunt îngrijorați că nu mai scapă de soț, de soție, știi? Și așa sunt alte tipuri de îngrijorări. Dar există asemenea îngrijorări care vrea să scape de el, de ea, să dispare îngrijorat că nu mai pleacă. Noi, unii sunt îngrijorați că nu se mai însoară, că nu se mai mărită. Dar există fel de tertipuri de genul acesta care se numesc îngrijorare. Dumnezeu să ne ferească de așa ceva. Ei, iată cei trei pași care ne ajută, dacă vrem, să învingem îngrijorarea. Numărul 1. Pasul numărul 1. Înlocuiește-o. Acum, e foarte ușor să predici despre îngrijorare și să spui cuiva, înlocuiește îngrijorarea. Fii, când ești îngrijorat, mă duc la un simt, dau exemplu, că e aici, în fața mea, cel mai aproape, sau la ambii și mai potrivit, dar ei doi fac echipă bună câteodată. Câteodată, tot o grămână. Dar fii atent, e cineva îngrijorat. E Onisim îngrijorat, de exemplu. Și eu mă duc ca pastor, mă duc la el și spun, Onisim, nu mai fi îngrijorat. Păi fii atent, eu pot să-i spun asta tot la 3 minute. Nu mai fi îngrijorat. Nu mai fi îngrijorat. Că nu-l ajută. Nu ține. Când ești îngrijorat și vine cineva la tine și spune, nu mai te rog, please, bite, nu mai fi îngrijorat. Nu funcționează. Încerc eu să-i transmit un impuls, știi? Un semnal de încurajare, dar nu. Totuși, cum pot să scap de îngrijorare? Cum pot să înving îngrijorarea? Știi? Nu poți să învingi îngrijorarea când vine cineva la tine și spune nu mai fi îngrijorat. Nu funcționează așa. Hai să vă spun cum. Îngrijorarea este un spasm emoțional. Nici nu-l poți opri. Este un spasm. E ceva ce vine peste tine fără să-ți dai seama. E dincolo de puterea ta îngrijorarea în foarte multe situații. Cu toate acestea există soluții împotriva îngrijorării. Și asta se numește înlocuire. Înlocuiește-o. Păi nu poți doar să asculți pe cineva care spune, auzi, te rog frumos, pentru sănătatea ta nu te mai îngrijora, că tot îngrijorată ta e. Ei, cu toate acestea există soluție, slavă lui Dumnezeu, și primul pas în soluția aceasta este înlocuiește-o. Singurul mod de a face ca îngrijorarea să plece, să se anuleze, să moară, este că trebuie înlocuită. Amin. Și atunci cu ce o înlocuiești? Cu cuvintele lui Iisus Hristos. Amin. Nu te teme, crede-mă. Facem un exemplu acum, facem un experiment scurt. Gândiți-vă la cifra 7. 7. Puneți-vă în minte, da? 7. 7 cifra de săvârșit, număr multiplu, super. Când iei 7 la școală, număr de săvârșit. Deci fiți liniștiți, să nu-i dați impresie dacă nu luați mai mult de 7. Dar puneți-vă în minte cifra 7. 7, 7, 7. Cosmin, da? Liv, Ștefan, Adina. 7, 7, 7, 7, 7, 7, Ana, Cristi, Adel. 7, 7, 7, 7, da? Cătălin acolo. 7. Bine? Zafir, 7. Acum, fiți atenți. Nu vă mai gândiți la 7. Tot la 7 te gândiți. Ce să faci ca să nu te mai gândești la 7? Știi ce? Înlocuiești. Numai așa poți să nu te mai gândești la 7. Înlocuiești. Și acum, fii atent. Gândiți-vă la 1000. Cât e 1000 împărțit la 2? Hai, ăștia bun la aritmetică. Adrian, cât? 1000 împărțit
împărțit la 2 e 500, da? Cât e 500 împărțit la 2? 250, ok? Și cât e 250 minus 100? Așa e că nu ne mai gândim la 7? Asta înseamnă să înlocuiești îngrijorarea cu promisiunile lui Dumnezeu. Amin. Îngrijorarea, fraților, trebuie înlocuită, dacă vreți, cu meditația. Îngrijorarea trebuie înlocuită cu adorarea. Doar când învăț secretul acesta, pot să distrug și să paralizez îngrijorarea care încearcă, știi, să se urce, să se capțere pe mine ca iarba aceea, ca cățărătoare care distruge. Cu alte cuvinte, schimbă canalul. Dar cum pot să schimb canalul? Doar înlocuind gândurile rele cu gânduri bune. Amin. Doar înlocuind îngrijorarea cu meditația, poți să ieși din îngrijorare, din frică, din depresie. Nu te teme, crede numai. Sunt cuvintele pline de viață ale Domnului nostru Iisus Hristos. Doi. Al doilea pas pentru ieșirea din îngrijorare. Analizează îngrijorarea. Dar nu foarte mult. Dar fii atent. Îngrijorarea te frământă. Îngrijorarea te frământă, știi? Încep să te frământi atunci când te îngrijorezi. Imaginația o ia razna, făcând tot felul de scenarii înspăimântătoare atunci când te îngrijorezi și atunci când ți este frică, știi? De viitor, de necunoscut. Dar să știți că îngrijorarea este foarte ilogică. Este nelogică. Atunci când începi să studiez puțin îngrijorarea din punct de vedere spiritual, îți dai seama că nu are nicio bază. Îngrijorarea în viața unui copil al lui Dumnezeu este ilogică. Îngrijorarea, atunci când o studiez rațional, spiritual, sistematic, spiritual, își pierde puterea de a te mai controla. Pentru că tu îți dai seama că nu accidentul conduce ziua de mâine, ci Dumnezeu conduce ziua de mâine. Amin. Tu îți dai seama că Dumnezeu este Tatăl tău și că Dumnezeu este în control. Slăvit să fie Dumnezeu. Fii, cine trăiește în îngrijorare și în frică, este rob. Este sclav. Devii sclav în îngrijorării și devii robul fricii. Și eu mă uit la lumea asta așa. Și din când în când vă văd foarte îngrijorați pe unii și preocupați și panicați. Și știu că sunteți în depresie spirituală. Când un om se teme de prezent și de viitor, el nu se mai teme de Dumnezeu. Și când nu te mai temi de Dumnezeu, adică atunci când nu te încrezi în El, când nu te mai temi de Dumnezeu, e logic să te temi de prezent și de viitor. În momentul când începi să analizezi îngrijorarea, îți dai seama că este ilogic să te îngrijorezi dacă crezi în Dumnezeu. Să vă spun ceva în final, frați și surori, doamnelor și domnilor. Nu poți și să-ți fie frică și să te încrezi în Dumnezeu. Amin. Amin. Nu poți. Ori una, ori alta, Gabriela. Nu poți și să-ți fie frică și să te încrezi în Dumnezeu. Și auziți, și noi trebuie să alegem în această seară. Să facem un exercițiu spiritual. Doamne, în ciuda ceea ce îmi spun mie, neuronii și rațiunea și logica și hormonii și sentimentele și emoțiile, eu te iau pe tine pe cuvânt. Amin. Nu mă încred în ceea ce spun doctorii, nu mă încred în ceea ce văd, eu te iau pe tine pe cuvânt. Eu iau promisiunile tale pe cuvânt. Eu te iau pe cuvânt, eu iau pe cuvânt și cred 100% Psalmul 23. Amin. Este fundamental să înlocuim îngrijorarea cu cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci când analizăm îngrijorarea, încetul cu încetul ea se demontează, se autodemontează, pentru că atunci când analizez îngrijorarea și aduc înaintea lui Dumnezeu, îmi dau seama că sunt robul fricii și eu nu vreau să fiu robul fricii, pentru că frica realmente este o năpastă și este un blestem asupra omului. Doar frica de Dumnezeu dă viață. În rest, orice altă frică dă dependență, produce sclavie și produce teroare în viața omului. Doar frica de Dumnezeu
anulează frica de circumstanțe, anulează frica de boală, anulează frica de pierdere. Doar frica în Dumnezeu este aceea care îmi dă viață, slavă lui Dumnezeu. Și ar fi foarte interesant dacă ați avea curajul, frați și surori, să faceți un studiu a ceea ce înseamnă și ce se întâmplă în viața unui om care hotărăște să se teamă de Dumnezeu, adică să îl respecte pe Dumnezeu, să se încreadă în Dumnezeu. Și dacă veți citi cu atenție cartea Proverbelor și cartea Psalmilor, veți rămâne uimiți. Că frica de Domnul, spune Scriptura, este izvor de viață. Frica de Domnul este izvor de viață și poate că ar fi interesant peste câteva săptămâni să învățăm ce înseamnă frica de Domnul și care sunt beneficiile a unui om și vindecarea pe care Dumnezeu aduce în viața unui om care hotărăște să se teamă de Domnul. Și auziți pasul numărul 3 în a demonta îngrijorarea și frica, trebuie neapărat să ne ridicăm deasupra ei. Îngrijorările vor ataca în fiecare zi. Fricile vor veni în fiecare zi. Instabilitatea. Cine știe? Cade euro, pică euro, pică dolarul, pică euro, pică banca, pică planeta, pică asteroidul. Știi? Și este atâta îngrijorare, este atâta. Ce-o fi în 2012? Se termină lumea, se termină planeta, ia foc, se neacă. Este atâta instabilitate. Noi trebuie să învățăm să ne ridicăm deasupra îngrijorării. Un cunoscut, în urmă cu câțiva ani, un cunoscut pastor american, pastor american, zbura pe deasupra râului Mississippi într-un avionaș cu pilotul lui, într-o zi când cerul era foarte întunecat, era noros. Și pastorul s-a uitat din avionul ăla de 4 locuri sau de 6 locuri, s-a uitat afară pe geam și a exclamat el cu îngrijorare. Nu se vede unde merge. Atât de negură era și negru în jurul lor. Calm, pilotul s-a uitat la el și a spus așa. Trebuie doar să ne ridicăm la 3000 de metri înălțime, deasupra căldurii, deasupra prafului și deasupra fumului de pe pământ și totul va fi ok. S-au ridicat la 3000 de metri și au ieșit din negură, au ieșit din ploaie, au ieșit din fum, din smog și din smoke, au ieșit. Eu întotdeauna când mai zbor din când în când cu avionașele astea, cu avioanele, tare îmi displace asta, cum se numește? Decolare. Decolare. Tare îmi displace decolarea. Știți de ce? Că mă zgâlții uneori și mai ales tare îmi displace decolarea când e nori. Dom'le, până traversezi, știi, pătura aia de nori, de poate că de 10 sau de 100 de metri, se bâție, se scutură. Și la un moment dat dispar toate vibrațiile avionului. Am ajuns la altitudine de 3000, de 4000 de metri, la 5000 de metri, deja nu mai există nori. Totul este liniștit. Trebuie să învățăm, fraților, să știm să ne ridicăm deasupra îngrijorării. Corrie ten Boom a fost o olandeză care a făcut lucruri mari în Europa și a salvat mulți evrei de la moarte. Și Corrie ten Boom asta a numit credința așa. Radarul care străbate prin ceață. Amin. Radarul, credința este radarul care mă duce și mă străbate prin ceață. Amin. Și ce spune Isaia 40:31? Este un verset cunoscut de majoritatea dintre noi. Isaia 40 spune o chestiune foarte importantă și vitală pentru fiecare dintre noi. Și auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu într-un mod uimitor. Zice așa. Dar cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea. Ei zboară ca vulturul, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. De ce? Pentru că se încred în Domnul. Amin. Când mă încred în Domnul, sigur, mă voi ridica deasupra fricii, deasupra îngrijorării, deasupra depresiei.
Când îngrijorarea încearcă să te ducă, să-ți ducă ființa în ceață și să-ți obscureze perspectiva, viziunea și privirea, vă dau o veste bună. Încă ne putem încrede în Dumnezeu. Și când ne încredem